Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuca. La mulți ani la prima ediție din acest an a emisiunii noastre, astăzi cu domnul Paul Madiu, secretar coordonator al PNL Sălaj. Bună ziua și bine ați revenit la emisiune. Bună ziua, bine v-am regăsit. Permiteți-mi să spun și eu la mulți ani tuturor sălăjenilor, tuturor ascultătorilor Radio Transilvania și nu în ultimul rând, un la mulți ani și colegilor mei liberali. Ieri s-au împlinit 25 de ani de la reînființarea PNL după 1990. Bun, dacă tot ați amintit de acest lucru, cum stă treaba cu alegerea doamnei Gorghiu? E statutară, nu e statutară? E deja o discuție pe această temă. Noi considerăm și colegii juriști care au expertiză în acest domeniu consideră că alegerea doamnei Gorghiu este statutară. Statutară și legitimă. Bun, va fi un nou scandal pe tema asta sau sunt numai speculații? Eu consider că sunt doar speculații. Nu cred că ar putea interveni un scandal pe această temă. Până la urmă a fost un vot în primul rând politic și este o chestiune care privește viața internă a PNL. Bun, pot să fie și anumite directive, să le spunem așa, în ghilimele, din partea noilor veniți în noul PNL. Directive în ce sens? În sensul să nu se întâmple această schimbare, această alegere. Nu cred. Nu cred și spun acest lucru pentru că desemnarea doamnei Gorghiu ca în calitate de copreședinte al PNL a fost salutată de toți colegii, atât de cei din vechiul PNL, dacă pot folosi. Pot să facă și formal, cât, așa, de da, ochii, mă rog, poporului. Dar cunoscând lucrurile din interior, ținând cont de rezultatul mai mult decât evident al votului, nu cred că poate fi vorba de asemenea speculații. Bun, oricum, o revizuire, un refresh al statutului, al modului de organizare al PNL este evident. Este și se lucrează încă la acest refresh. Practic, începutul de an 2015 ne găsește în plină activitate. La finalul acestei luni, mai precis pe 31 ianuarie, va avea loc primul Consiliu Național de coordonare al noului PNL. Iar până la această dată, colegii noștri, atât de la nivel local, cât și de la nivel central, lucrează la o serie de documente care privesc funcționarea și devenirea viitoare a PNL. Mă refer aici la un proiect de cod electoral, mă refer aici la modul de lucru al grupului parlamentar al noului PNL și nu în ultimul rând, sau mai ales, de fapt, la criteriile de fuziune la nivel județean și la nivel local. Toate aceste demersuri, toată această muncă făcută pe comisii va primi votul reprezentanților PNL și a colegilor din vechiul PDL în data de 31 ianuarie. Bun, acum sunteți cel mare partid la ora asta din România. Nu știu dacă este neapărat un lucru bun. E un partid greu, foarte greu. Nu știu dacă o să reușiți compatibilizările necesare între vechi liberal, noi liberal, sau cum o să numiți acest ghiveci imens de membri. Ce veți face concret? Pentru că la putere am văzut că nu doriți acum. O moțiune de cenzură este improbabilă. Bănuiesc eu, anul 2015 va fi deci de pregătirea alegerilor din 2016, atât cele locale, cât și parlamentare. Aici trebuie făcute câteva mențiuni. Noi nu am spus că nu dorim la guvernare în acest an. E foarte probabil și există deja semnale și la nivel național pe care cu siguranță și dumneavoastră și ceilalți colegi din mass media și opinia publică, de fapt, le-a perceput deja că e destul de probabil ca în primăvara acestui an să apară o modificare în structura guvernamentală.
Pe de altă parte, sunt de acord cu dumneavoastră, 2015 este un an de pregătire a alegerilor din 2016 și mai mult decât atât, este un an de construcție politică. Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, suntem probabil cel mai mare partid din România în momentul de față, dar va trebui să lucrăm de la nivelul satelor, comunelor și până la nivel central la criteriile de fuziune dintre cele două formațiuni politice, la alegerea, la desemnarea candidaților pentru 2016. Ori acest lucru cu siguranță nu va fi ușor, dar pot să spun că la nivel local, ca să aduc discuția în zona din care am mai multe informații, nu cred că vom întâmpina dificultăți majore. Cred că până la urmă PNL se va constitui și se va consolida în cea mai puternică formațiune de centru-dreapta din România. Pentru că acum nu mai vorbim de o alianță, vorbim de un partid. Iar în momentul acesta, colegii din vechiul PD sau colegii din Forța Civică, spre exemplu, sunt la fel de membri PNL ca și colegii din vechiul PNL, din vechea structură. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan, astăzi cu Paul Maghiu, secretar coordonator PNL Sălaj. Înseamnă că dumneavoastră sunteți co-secretar coordonator. Co-secretar coordonator, da. Deocamdată, sau și acest statut stă, iată, sub semnul interimatului, pentru că în maxim o lună, spun eu, 30-40 de zile, va fi creată o structură unică și la nivel județean. Vor rămâne cei doi copreședinți până în 2017, cel mai probabil, dar per total, în cadrul biroului politic județean, va fi creată o structură unitară. Și aceleași reguli vor funcționa și la nivel local. Ce vreau să vă mai întreb? În comune, schimbări, sau lucrurile merg tot ca și la nivel județean național? Exact. Deci, la nivel local, la nivel județean și la nivel național, va rămâne structura cu doi copreședinți până în 2017. În funcție de rezultatele electorale, de numărul de membri, de numărul de aleși locali din fiecare comună în parte, va fi stabilită și componența birourilor politice locale. Putem spune că după campania care a trecut, la nivelul județului Sălaj lucrurile merg bine. Pot să o spun cu o anumită siguranță, pentru că am ajuns să fim dați chiar ca exemplu de bună practici în colaborarea dintre vechile structuri politice în zonă. Sigur, există și localități, există și cazuri speciale în care sunt anumite disensiuni, neînțelegeri, dar până la urmă mesajul este unul simplu și foarte clar. Astăzi vorbim de un singur partid, un partid care are anumite reguli, iar în momentul în care vrei să faci parte din acest partid, respecti regulile partidului. Nu ați participat la vot, dar cu cine ați fi votat? Corina Gorghiu sau cu Ludovic Orban? Întrebarea aceasta, dacă vine în calitate personală, eu pot să o spun, fără să mă feresc, că am o anumită simpatie față de domnul Ludovic Orban. Oricum, în momentul în care se discuta despre posibili, mă rog, concurenți, competitori pentru funcția de președinte al vechiului PNL, în primă fază s-a vorbit despre Ludovic Orban și Teodor Atanasiu. Dacă mă întrebați pe mine personal, eu aș fi acordat votul domnului Ludovic Orban. Spun acest lucru pentru că domnul Ludovic Orban a fost apropiat de Sălaj și domnia sa este apropiată în general de
structurile locale, a participat aici în campanii. E un om disponibil și care te ajută, răspunde la telefoane, se implică în activitățile de campanie și participă cu multă plăcere la ele, a participat și la europarlamentare, a fost și la prezidențiale, în Sălaș, a mai avut și vizite private în Zalău și în județ. Domnia sa are și o vechime respectabilă în partid și este cu siguranță un om de echipă. Modul în care domnia sa a înțeles această competiție, modul în care domnia sa a înțeles rezultatul acestei competiții, reacția lui a fost una a unui gentleman desăvârșit și a unui om de echipă, mă face să cred că alegerea Alinei Gorghiu este una bună pentru partid. Asta o să vedeți și o să vedem și în ce măsură domnia sa va rămâne o armă, o unealtă, mai mult sau mai mult metaforic, a președintelui Iohannis. Bine, domnia sa a ieșit din sfera politică, sigur este la Cotroceni, da, are o altă anvergură, vizibilitate, dar chestiunea asta cu pupilele, ca să folosesc această sintagmă, n-a fost bună, după cum s-a văzut, deci la multe partide. Nu știu dacă e potrivită această comparație. O să vedem. Alinei Gorghiu cu... Mă rog, bănuiesc că vă referiați aici la Elena Udrea. Și nu numai. În principal. Din punctul nostru de vedere, și nu numai din punctul nostru de vedere, Alina Gorghiu este un coleg care a înțeles ideea de echipă, s-a implicat activ în absolut toate activitățile care au ținut de partid, a avut o prestație apreciată și de mass media și de opinia publică în campania electorală pentru prezidențiale și din punct de vedere al performanței politice și a performanței de partid, eu cred că este o alegere potrivită. Cel puțin până în 2017? 17, da. Când va avea loc congresul? Congresul la nivel național, da. Și atunci noul PNL, marele PNL, va avea un singur președinte. Deci place confuzia cu faptul că n-a fost aleasă doamna Gorghiu de un congres aici pe Oaia. Exact. Conform statutului aprobat în luna iunie 2014, biroul politic desemnează interimarul. Iar și asta s-a întâmplat acum. Practic, după vacantarea funcției, victoria în alegerile prezidențiale și accederea la fotoliul prezidențial a domnului Klaus Iohannis, doamna Alina Gorghiu a fost desemnată de către biroul politic național ca președinte interimar al PNL până în 2017, când vor avea alegeri la nivel național în cadrul structurii noi, a noului PNL. Și atunci desemnarea candidaților la alegerile locale se va face pe ceva formule? Tocmai vă spuneam că în aceste zile și în această lună se lucrează la criteriile de fuziune la nivel local, județean, național, la grupuri parlamentare, grupuri de consilieri locali, județeni și așa mai departe. Și cu siguranță vor fi găsite formule de desemnare pentru candidații la diferite demnități, începând de la nivel local, județean, parlamentar și așa mai departe. Da, suntem curioși și dacă va mai candidat domnul Raluca Pârnașiu la Zalău, de exemplu, e o discuție. Este o discuție. Domnul Raluca Pârnașiu consider că poate candida cu succes și la primăria municipiului Zalău, dar și pentru alte demnități. Este un om cu vizibilitate, cu experiență, care a probat atât în calitate de primar, cât și în calitate de președinte al unui partid. Pe de altă parte, pentru că tot ați invocat această situație sau desemnarea candidaților, nu este lipsit de interes, ba, din contră, e foarte important să precizăm că, așa, după cum bine știți, la nivel parlamentar există o dezbatere cu privire la modul în care vor avea loc alegerile în 2000, da,
în 2016. Atât la nivel local, și mă refer aici la primari, consilieri locali, președintele Consiliului Județean, consilieri județeni, cât și pentru parlamentari, deputați și senatori. Ori, în momentul în care se va lua o decizie, iar aceste lucruri vor fi clare pentru 2016, sigur că și aceste decizii pot influența într-un fel sau altul profilul candidatului pentru alegerile din 2016. Bun, ține de domeniul evidenței, la Zalău, după experiența care ați avut-o cu domnul Mirel Talos, evident că trebuie să aveți un candidat foarte puternic pe această zonă a Parlamentului și bănuiesc că Radu Căpănașiu poate să fie un asemenea candidat, la fel ca și pentru președinția Consiliului Județean, de exemplu. Am spus-o și cu riscul de a mă repeta, din punctul meu de vedere, domnul Radu Căpănașiu poate candida și sunt convins că poate candida cu succes la aproape oricare dintre demnitățile pe care le-ați enunțat dumneavoastră. Domnia sa are și o notorietate serioasă, a condus un partid politic, mai mult a câștigat de două ori la rând primăria municipiului Zalău cu un scor de peste 50%, atât în 2008 cât și în 2012. Evident, și celelalte partide își fac socotelele și bănuiesc că o să fie surprize și din partea lor și de la PSD, mă aștept și de la din alții. Punctul meu de vedere, rezultatul de la alegerile prezidențiale a schimbat și va schimba pentru majoritatea sau pentru toate partidele paradigma organizațională, ca să mă exprim un pic mai pretențios. Vor apărea modificări. Vor apărea modificări, sunt convins, și în sânul PSD, și acolo e întreagă dezbatere cu privire la viitorul acestui partid. Vor apărea modificări probabil chiar în sânul UDMR, unul dintre cele mai conservatoare partide din România, pe de altă m-a parte. M-a aflat și astăzi că domnul Kelemen Hunor este la Cehu Silvanii, de exemplu, interesant locație pentru întâlnire cu activul acestui partid. UDMR-ul este unul dintre partidele pentru care alegerile prezidențiale au dat un semnal foarte serios și nu neapărat un semnal pozitiv. Din calculele pe care le-am făcut eu și sunt aproape sigur că am dreptate, rezultatul obținut în turul 1 de UDMR în Sălaj este printre cele mai slabe din 90 încoace. UDMR-ul se află, poate pentru prima dată, în poziția în care electoratul maghiar nu mai ține cont neapărat de directivele liderilor locale. Și cred că acest lucru îi determină să-și pună niște întrebări foarte serioase. Pentru că 2016 va fi hotărător pentru UDMR. Mă refer aici, în principal, la rezultatul de la parlamentare, pentru că sigur că UDMR va păstra la nivel local primăriile și un număr serios, consistent de consilieri județeni. Dar dacă parlamentarele din 2016 vor aduce o participare la vot mai mare sau comparabilă cu cea de la prezidențiale, UDMR-ul riscă la modul cel mai serios să rămână în afara parlamentului și să nu facă pragul de 5%. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan, astăzi cu Paul Baghiu, secretar coordonator PNL Sălaj. Situația executivului primăriei Zalău, subiect și administrativ, dar și politic, se va rezolva sau formula de astăzi? Suntem aici pe un tărâm al speculațiilor, domnule Săuca, și nu aș putea să vă dau un răspuns. Pentru că, după cum bine știți, schimbarea din funcție a viceprimarului a fost atacată în contencios administrativ de către prefectura Sălaj. Nu de multe zile a fost dată o nouă amânare în acest caz. Am înțeles că judecătorul care s-a ocupat inițial de caz s-a transferat în altă parte, în alt județ, și că dosarul urmează să fie dat unui alt judecător. Nu pot să vă spun cât va dura și cred că nimeni nu poate spune cât va dura
această situație. Nu pot însă, pe de altă parte, să nu observ cu tristețe că prefectura Sălaj s-a implicat în mecanismele politice atacând această hotărâre. Să aveți pentru asta și niște argumente? Un argument foarte simplu, cu o săptămână sau două săptămâni înainte a avut loc o schimbare de viceprimar într-o comună, în Valcău. De această dată era vorba despre un domn venit din partea PSD care a fost numit la fel de legitim ca și domnul Claudiu Bârsan, de altfel, viceprimar al acelei comune. Prefectura nu a făcut absolut niciun fel de demersuri împotriva schimbării. E curios. Bun, mai sunt asemenea cazuri în Sălaj la ora asta? Care să fie implicați membrii ai PNL? Nu, din câte știu, nu. Urmează să mai fie făcute, sigur, dinamica asta a schimbărilor la nivel local poate fi neașteptată, dar din câte știu eu, nu, în momentul de față. A afectat celebra ordonanță a traseismului? Risc o declarație și poate să sune politicianist, dar vă rog frumos să mă credeți că nu este. Ne-a ajutat. Adică? Cel puțin în ceea ce privește structura vechiului PNL, iată, am devenit vechi, cum spuneau și pe frontispiciul celor de la Dilema Veche. Vechea structură a PNL-ului consider eu că a trecut datorită sau din cauza, nu știu cum e corect să o spun, acestei ordonanțe, a trecut printr-un proces de igienizare politică. Consider că oamenii care vroiau să plece, aveau alte gânduri, aveau alte planuri, erau formal în echipa asta, dar de fapt cu sufletul, sau nu numai cu sufletul, în altă parte, au avut portița de a pleca. Și-au găsit-o, au plecat, dar iată că demersul lor, în unele cazuri, a fost total negândit. Știți foarte bine la ce mă refer. La nivelul Consiliului Municipal Zalău am avut doi foști colegi care au decis să se înscrie într-un partid care nu exista, da, la PLR. Ori, dacă au trecut în alte zone, nu au reușit să aducă plusul la care se așteptau colegii de la PSD. Pentru că, până la urmă, această ordonanță a traseismului a însemnat sau a fost gândită ca un ajutor pentru Victor Ponta. E, nu prea s-a potrivit cu... Ciudățenia sau marea ciudățenie aici este decizia Curții Constituționale, care nu numai că a declarat reconstituțională, dar a recomandat să se revină la forma de dinainte. Ce veți face cu oamenii ăștia? Îi veți reprimi în PNL? Ce se va întâmpla cu ei? Deci, foarte ciudat. Da, este o situație foarte ciudată pentru că și din păcate sistemul juridic românesc, oricât ar fi el de upgradat, se întâlnește cu astfel de situații ciudate. În mod sigur vom respecta legea, dar din punctul meu de vedere, și aici emit o opinie strict personală și vreau să subliniez lucrul ăsta, colegii care au plecat înspre alte partide, din punctul meu de vedere, sunt buni plecați. Bun, și dacă se va interpreta legea că acel plecat, acel trasei, să-i spunem, da, în ghilimele, trebuie să revină la funcția de consilier local, membru PNL. În urma atitudinilor avute de ei, pentru că pe lângă lege, noi avem și un statut și un regulament de aplicare al acestui statut. Printre altele, și am invocat acest lucru în cazul PLR-ului, ca motiv de nu neapărat de excludere, practic de retragere din PNL, da? Este și aderarea la o altă formațiune sau la o altă doctrină și susținerea publică a unei alte formațiuni politice sau a unei alte doctrine. Deci, practic, colegii care au susținut PLR, PSD, mai departe, sunt bun plecați din
din PNL. Un subiect... Nu știu ce se va întâmpla, repet, dar din punctul meu de vedere, nu ar trebui reprimiți în partid. Un subiect oricum destul de spumos și sunt efectiv curios cum va fi abordat și la nivel național și la nivel local. Dar oricum pune din nou în discuție, în lumină, sub lumina reflectoarelor, ce se va întâmpla la alegerile din 2016. Atât cele locale, cât și cele parlamentare. Cine cu cine, care vor fi figurile noi, dacă vor exista, se vor schimba structurile de conducere, cel puțin la cele care țin de vizibilitatea partidelor. E de discutat oricum. Este de discutat, dar, repet, această discuție e prematură oarecum astăzi, pentru că în aceste zile și în această perioadă aleșii naționali, parlamentarii discută, dezbat un viitor cod electoral. Pentru că, spre exemplu, o candidatură pentru Consiliul Județean sau desemnarea unui președinte de Consiliul Județean avea anumite particularități în varianta de până în 2008, când președintele Consiliului Județean era desemnat prin vot de către consilierii județeni și presupune total alte reguli, alte strategii și alt mod de gândire când vorbim de un candidat uninominal. Sunteți de acord cu mine? Deci, noastră pentru ce optați? Pentru votul uninominal sau pentru listă? La nivel... La legile locale, de exemplu. La alegerile locale... Alegerile locale sunt uninominale pentru primar prin excelență și au fost uninominale și înainte de această modificare. Pentru președintele Consiliului Județean? Pentru președintele Consiliului Județean, eu spun că cea mai corectă variantă, dar iarăși emit un punct de vedere personal, a fost cea de alegere, de desemnare a președintelui Consiliului Județean în cadrul consilierilor prin votul consilierilor. Și pentru parlamentare? Spun acest lucru, dacă îmi dați voie să și argumentez. Am văzut și anul acesta a debutat iarăși cu o anumită premieră, faptul că bugetele locale ale primăriilor sunt stabilite direct de la centru, fără mai fi trecute prin Consiliul Județean. Dacă tot se dorește o debaronizare, înțelegeți ghilimelele. Da, e un tip interesant de descentralizare. Da. Dacă tot se dorește această debaronizare, eu consider că prin alegerea președintelui din cadrul consilierilor, s-ar crea un echilibru al forțelor politice în cadrul Consiliului Județean. Adică nu ar mai fi făcute alocări în funcție de simpatii politice sau înspre o singură zonă. Președintele, pentru a conduce și pentru a putea guverna județul, ar avea nevoie de consensul și de participarea majorității din Consiliul Județean. Din acest punct de vedere, consider eu că ar fi mai benefic sau ar fi benefic acest mod de alegere. În ceea ce privește parlamentarii, consider că votul pe listă a fost mai bun decât votul uninominal. De ce? Pentru că a permis o mai bună selecție a candidaților. Dumneavoastră activați în mass media de ceva ani și nu neapărat la nivelul județean, pentru că Sălașul în momentul de față pot spune sau putem spune, fără să greșim, se află într-o situație normală. Avem 6 parlamentari, nu au apărut dubluri ca în alte părți. Acești parlamentari reprezintă aproape toate forțele politice din prim planul, sau reprezentau de fapt în 2012 toate principalele forțe politice din prim planul politicii românești și în general, chiar dacă ar fi să îi luăm pe fiecare în parte, sunt oameni care au experiență politică, experiență administrativă și care au avut o prestație bună în Parlamentul României. Votul uninominal, în schimb, la nivel național, în actuala lui configurație și după actualele reguli, ne-a dus într-o situație tragică sau comică de a avea 580 și ceva de aleși. Parlamentul European are vreo 600 și
30, undeva pe acolo. Noi avem 588. Și a adus în Parlamentul României anumite sau anumiți indivizi care nu prea cred eu că, că au ce căuta acolo. Consider că la votul pe listă partidele pot avea o, o competiție internă și pot desemna mult mai potrivit candidații. Bun, e foarte posibil să se meargă pe un, pe un vot sau pe o regulă asemănătoare celei din Germania, pe un vot mixt, jumătate pe listă, jumătate prin compensare, se, se spune. Deci va fi o, un coș național în care o să se adune procentele și în funcție de asta o să se aloce restul de, de mandate. Deci vot uninominal și vot pe listă combinat. Dar, repet, încă se muncește la, la această formulă. O nuanță a acestei discuții este și în ce măsură partidele mari vor sau nu deschiderea sistemului politic înspre, spre nou, spre noutăți. Pentru că, practic, revenirea la votul pe listă, printre multe altele, va însemna și consolidarea partidelor mari, cel puțin. Sau un fel de protejare a lor. Pentru că nu, nu vei mai putea candida, de exemplu, da, cu șanse, decât dacă ești membru unui partid mare. Bun. Aici, aici revenim la discuția de adineauri. Din punctul meu de vedere, trebuie revizitat și schimbat serios codul electoral. Nu știu, poate se vor gândi parlamentarii și guvernanții și la modificarea pragului electoral. Spre exemplu, poate se vor gândi și la regulile după care pot să înscrii un partid politic în registrul partidelor politice. Am văzut chestiunea cu 3 membri, care mi se pare ridicolă totuși. Mă rog, dar, în, dar și reglementările care sunt astăzi sunt destul de dificil de, de respectat. Câteva sute de mii de semnături din nu știu câte zeci de județe, adică e o întreagă muncă strict birocratică destul de, de anevoioasă, destul de complicată. Dar spuneați de partidele politice și modul de a-și proteja influența. Așa. Bun, pot să fiu de acord, dar eu cred că partidele astea politice trebuie să, să înțeleagă mesajul venit de la electorat. Faptul că au nevoie de o rebranduire, de o upgradare și de o modificare de substanță. Am mai avut partide în România care la un moment dat au făcut performanță sau au fost chiar la guvernare. Mă gândesc cu, nu vă ascund, o anumită tristețe sau nostalgie la PNCCD. A fost principalul partid de guvernare în perioada 96-2000. Dar modul dezastruos în care au înțeles să, să își construiască politica de resurse umane sau de cadre, ca să folosesc o expresie uzitată înainte de, de 90, i-a dus în afara Parlamentului. Am avut PRM-ul pe scena politică, un, un partid a cărui președinte în 2000, iată, a ajuns în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Bun, într-un context special a ajuns, da? Și PRM-ul a dispărut din Parlament. Ori atunci vorbeam de reguli ale candidaților pe listă. Asta spun, electoratul este cel care, care decide cât de mult și, și cât de puternic se poate impune un partid pe eșichierul politic. Radio Transilvania Zalău, rotisorul politic. Vă reamintesc, emisionizată în colaborare cu Magazin Sălăjan, astăzi cu Paul Maghiu, secretar coordonator PNL Sălaj. Aproape de finalul emisiunii noastre, cum a început domnul Iohannis din perspectiva noastră? Sunt mulți ochi pe, pe domnia sa, își dau cu părerea mulți. Domnule Soca, e absolut firesc să fie așa, pentru că e o plajă de așteptare imensă. Domnul Iohannis a beneficiat de un sprijin extraordinar din partea electoratului, în primul rând, iar rezultatul foarte bun obținut de domnia sa în turul 2 al alegerilor
ni se datorează și nouă, noului PNL sau ACL la vremea respectivă, dar în primul și în primul rând se datorează românilor care au participat masiv la vot și care au decis că vor altceva, vor un alt fel de politică. E foarte, foarte devreme din punctul meu de vedere să dai o notă prestației domniei sale ca șef al statului. Dar din punctul meu de vedere, și nu numai din punctul meu de vedere, ci și al mass media și al opiniei publice, începutul a fost unul bun. Vă amintiți cererile de arestare și demersurile instituțiilor din justiție au fost aprobate imediat după alegerile prezidențiale. A fost teamă atunci, a fost sub imperiul alegerilor, dar lucrurile între timp s-au mai domolit. Modul în care domnia sa a gestionat și pactul pentru apărare, unde s-a creat un consens și a dovedit că poate fi un președinte mediator și un președinte care să adune partidele politice și clasa politică în jurul unui proiect important pentru țară. Sigur, nu vă ascund că eu mi-aș dori ca domnia sa să adune partidele politice împreună pentru un pact pe sănătate, pe un pact pentru educație, pentru că se vorbește la educație de 6% din PIB de ani de zile, dar din păcate... Pe administrație. Ar fi nevoie și este nevoie ca actualul președinte, și sunt convins că va face acest lucru, să pornească proiectele mari, cu adevărat importante pentru România. Și să schimbe mobilele la Cotroceni. Aici era o părere nu a domniei sale, ci a unei persoane din staful domniei sale. Da, și să facă o cantină. Da, ne amintim cu toții de acea postare. Spunea că domnia sa este sub lupa tot timpul. Da, este, pentru că astăzi zeci de mii, cred că la nivel de sălaj sunt vreo 60 și ceva de mii de utilizatori de Facebook care citesc, se informează de acolo, așa că sunt la zi cu informațiile privind activitatea președintelui. Ultima întrebare, vot pe listă, vot prin corespondență, vot electronic, pentru că va trebui să facem ceva în acest sens pentru noua tură de alegeri din 2016. Mărturisesc că n-aș putea să vă dau foarte multe detalii despre ce presupune acest lucru din punct de vedere instituțional și tehnic, dar sunt absolut de acord că absolut toți românii, indiferent unde s-ar afla, să aibă dreptul de a vota. Și votul prin corespondență sau votul electronic, de fapt, ar trebui să fie accesibil tuturor românilor, nu doar celor din diaspora. Pentru că cu cât prezența sau numărul celor care votează este mai mare, cu atât cei care sunt aleși au mai multă legitimitate. Vă mulțumesc, domnule Maghiu, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. Vă mulțumim și vouă pentru atenție. La revedere! La revedere!